Salutare! Suntem în trenul interregional 1742, Satu Mare, București Nord. Și tocmai am plecat din gara Predeal și ne vom îndrepta spre Azuga. Vom călători pe Valea Prahovei, pe lângă munții Bucegi, înspre Câmpia Română. Vă doresc vizionare plăcută! Crucea Caraiman de pe muntele Caraiman, în față, înzăpezită, gara Bușteni. Munții Bucegi în prim plan, înzăpeziți la început de lună mai. Și iată, să luăm și acest cadru din spatele trenului, pentru că ne aflăm la ultimul vagon, să profităm de acest beneficiu. O splendoare acești munți înzăpeziți, râul Prahova paralel cu ei și trenul nostru care merge la poalele munților, o priveliște spectaculoasă
chiar dacă zicem că iată, Valea Prahovei este cea mai vizitată zona țării, iată că putem vedea o frumusețe și în ea. Și chiar una frumoasă, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat o țară spectaculoasă. Am ajuns și în gara Sinaia, numită și Gara Regală, în care veneau, soseau regii de la București, Băneasa, de unde plecau, soseau aici în gara Sinaia, la Palatul Peleș, Pelișor, unde își petreceau vacanțele, primeau oaspeții și iată că și în zilele noastre este o gară renumită și frumos întreținută. Thank you.
Uitați și râul Prahova care ne-a însoțit de-a lungul drumului, dar acum trebuie să ne despărțim de el. El se duce, se verse în râul Ialomița, iar noi ne îndreptăm către Ploiești Vest. Câmpia română cu galbenul ei specific de mai, cu câmpurile sale de rapiță și în depărtare dealurile Ploieștilor.
Am plecat din Ploiești Vest și se văd acum în depărtare frânarele de la rafinăria Braz. Și acum vom merge pe drumul specific Ploiești Vest București Nord prin pădurea Snagov. Vom trece Buftea, Feriș, Chitila și apoi București. Vă doresc vizionare. Pădurea seculară Snagov, trece cu 120 la oră cu tenul nostru spectaculos. După o călătorie de aproximativ 2 ore, se încheie și călătoria noastră pe Valea Prahovei, prin Câmpia Română. Am ajuns la Gara de Nord. Sper că v-a plăcut acest videoclip și dați acolo un like, abonați-vă dacă doriți și nu uitați, fiecare călătorie cu trenul este unică.